Hello din nou! În acest video îți voi arăta cum să transformi o pereche de blugi lungi într-o pereche scurtă cu rupturi. O să ai nevoie de o pereche de blugi lungi care nu-i mai folosești, o foarfecă, o riclă, un creion alb sau o cretă și o pensetă. Începe prin a îmbrăca pantalonii și a semna cu creionul cam pe unde ai vrea să-i tai. Apoi, după ce îi dai jos, întinde-i bine pe o suprafață plată, semnează cum am făcut eu, cu rigla și creionul, și taie. Celălalt crac al pantalonului o să-l tai după măsura primului, în acest mod. Probează-i din nou și dacă nu-ți place lungimea, mai poți tăia din ei până o să fii mulțumită. Ideea e că trebuie să-i tai prima dată mai lungi ca mai apoi să-i mai scurtezi dacă nu-ți plac. Dacă greșești din prima și îi tai prea scurți, nu mai poți corecta după. Trecem la partea creativă și începem prin a tăia niște linii orizontale unde ne place, dar ai grijă să nu le tai prea apropiate așa cum le-am făcut eu. Taie-le la două degete distanță. Și nu uita prima dată să scoți buzunarele. Apoi începe să tragi cu penseta de firele de deasupra și de dedesubt, așa cum fac eu. Trebuie trase doar firele verticale, nu și cele orizontale. Repetă asta și pe celălalt crac, în modul în care îți dorești. Thank you.
Apoi trecem la partea de jos, care durează cel mai mult. Și sunt două modalități. Poți să tragi cu penseta doar câteva fire pentru a fi mai dezordonat și îi lași așa, sau poți să tragi de câteva rânduri de fire, cum am făcut eu, pentru un efect mai ordonat. Și taie firele care sunt mai mari la aceeași lungime. Acesta este rezultatul final. După ce îi speli și îi calci, o să arate și mai bine. Acestea sunt restul modelelor care le-am mai făcut. Poți să pui și ținte sau să coși diverse materiale pe buzunare, depinde de preferințele fiecăruia. Mersi că ai urmărit! Nu uita să dai like, subscribe și să urmărești și videourile trecute. Pe data viitoare, bye! Thank you.